În luna iunie, în România, 35 de persoane și-au pierdut viața în apele din toată țara. Fie că vorbim de Marea Neagră, Dunăre, râuri, canale de irigații sau alte bălți neamenajate, tentația unei răcoriri rapide depășește teama de înnec, iar mulți nu se mai întorc niciodată la mal. Județul Dolj nu face excepție de la aceste tragedii. Anul trecut, 14 persoane au murit înnecate în apele din județ. Jiul este unul dintre locurile în care își găsesc sfârșitul cei care îl subestimează. Să-l lua baraj, acolo se duce și fac baie. Și la noi s-a necat un copil acum câțiva ani de zile, uite, stă acolo mai sus, s-a necat același jiu. Și da, e periculos jiu. Oamenii nici nu au să ducă în altă parte sau știu eu din ce vari motive, vin ori la pescuit și mai fac și o apă, se mai bagă și o apă aici la o scăldare mică, la o răcoreală. Își asumă riscuri mari. Sigur, sunt riscuri mari. Este foarte periculos. În permanență, dacă nu știe să înoate, apa e destul de mare. Cred că s-au mai întâmplat cazuri, că sunt numai cruși pe aici. Autoritățile din domeniu desfășoară campanii de conștientizare și montează afișe în care avertizează că scăldatul este interzis. De cele mai multe ori, acestea dispar sau nu sunt luate în seamă. Există riscuri și, bineînțeles, oamenii nu țin cont de ele, nu țin cont de avertismentele noastre, ba mai mult, an de an facem inventarul la aceste tablițe, la aceste avertizmente și constatăm că dispar cu totul. Au fost acțiuni prin școli ca să educăm pe cei mici. Poate că cei mici înțeleg mai bine lucrurile astea, dar problemele sunt cu oamenii maturi, cu oameni serioși care se duc, nu țin cont de avertizmente. Cele 14 victime de anul trecut au murit înnecate în Dunăre, Jiu, canale de irigații sau alte locuri neamenajate. Aproape de fiecare dată, salvatorii ajung prea târziu. Evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții sunt foarte puternici, albile mâloase acoperite cu plante, cu pietre, cu crengi sau trunchiuri de copaci. Evitați să intrați singuri în apă, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să notați. Nu intrați în apă după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte. Nici acest sezon estival nu este unul lipsit de victime. 4 persoane s-au înnecat în Dolj de la începutul anului și până acum. Ultimul, un minor de 12 ani, și-a pierdut viața într-un canal de irigații.